cu pepene. Pepene. Mami! Mami! Dă și unde ăsta cu pepene? Tot cu cardul? Da. Tot cu cardul. Bă, și-a făcut și ăsta vlog! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog pe YouTube. Zilele astea n-am mai postat săptămâna asta pentru că am fost un pic panicați. Asta mică a făcut febră, am fost la spital, am trecut așa prin niște momente din astea. Din fericire și-a revenit, dar am fost panicați. Primul copil, prima febră. Te scoală din orice, oricât de somn ți-ar fi, nu te lasă să dormi. Am fost la spital, a fost totul ok, am fost la Marie Curie pe la 3 dimineața cu niște dale. Da, iubire mea, da. Așa? Așa am fost? Auziți, ești puțin răgușit acum. Da! Da? Doamne, mâncă aici gurea, vine să o mănânc câteodată. Îmi vine să o pun între două felii de pâine, așa. Da. Dar e totul în regulă. I-a trecut febra cu foarte puțină medicație și cu foarte puțină intervenție din asta chimică, să zic așa. Dar am fost panicați un pic. Am nimerit și un doctor pediatru foarte bun, la care o să rămânem, pentru că am oscilat acum, până acum am fost la foarte mulți. Băi, mi se pare că câți doctori atâtea păreri. Fiecare doctor are păreri diferite despre același lucru, mă, despre același medicament. Unul zice ceva, altul zice altceva. Unul zice ia, altul zice nu-l lua, e o nenorocire. Altul zice ia, nu-l lua, ălalalt, supozitoare. Battle între supozitoare și Panadol. Unii zic că Panadol e bun, alții zic că supozitorul e bun. Mă rog, astăzi mergem în orășelul copiilor și am de gând să mă distrez foarte tare alături de fetele mele, dându-mă în toate chestiile alea pe acolo. O să facem vlog și o să ne distrăm, o să ne luăm vată pe băț și gata, v-am pupat. Ne vedem pe drum. Am ajuns în sfârșit în parc după două ore, cred că. Cred că au trecut 2 ore jumate de când am făcut intro-ul. Pentru că e greu. E greu să pleci cu copilul mic de acasă. Failei. Failei. Uite, sună telefonul. Your mother. Am ajuns în parc în sfârșit. Dăm o tură pe aici de parc, după care ne gândeam să facem o chestie de care ne e dor. Să ieșim la un restaurant, să mâncăm. Lucru pe care nu știu dacă o să putem să-l facem, în sensul în care asta mică trebuie să doarmă ca să putem să facem treaba asta. Deci dăm pe aici o tură și vedem ce se întâmplă. Ar fi prima oară când ieșim cu ea la restaurant. Noroc că Iuli deține rezolvarea tuturor problemelor, și anume ce poartă aici așa. Deci asta când s-a mufat acolo nu mai. S-a încheiat orice problemă. Revenim. Deci ce mă bucură pe mine teribil la acest copil este faptul că, bă, imediat te ajută să-ți dai seama dacă ai luat o decizie bună sau nu. În sensul în care vorbeam de restaurant, da, din auri. Că e bine... Începe să plângă. Semn că restaurantul nostru va fi la părinții Iuliei acasă și ce vom comanda va fi omletă de regim. Mulțumim, Ecaterina. Salut! Mamă, ce ochi are! Sper că nu bate prea tare vântul, să avem totuși un sunet cât de cât ok. Mi-a zis Popa că îmi dă un microfon de telefon, dar n-am apucat să trec pe la el să-l iau. Ecaterina cam începe show-ul. Mulțumim, Cati! Iubim! Știți ce e ăsta? Un restaurant! Asta e un restaurant, fraților! Deci doar am pronunțat numele restaurantului când am trecut pe lângă el și am auzit un hohot din cărucior. Deci nu se dorește a ne opri. Dar se pare că cam a adormit un pic, sau mi se pare mie? Să merge repede? De, stai tu, că uite, deja iar deschide ochii? Da. Ce tare, bă, e mișto, mă. Nu începe și tu, că o ajunge la nebuni. Încep și eu și aia suntem. Plângem toți trei și gata. Vata de zahăr? Da. Vrei să te simți și tu copil? Nu, vreau să mănânc vata de zahăr. Ok. Să nu mă bați, te rog. Wow, ce frumos. Bă, dar uite, n-asta m-aș da, mă. Bă, bune zic, dacă nu m-aș da eu n-asta. Trenulețul ăla ne-am dat în el de 100 de ori. Și n-asta m-a dat 100 de ori, dar asta e tare. Deci Iuli s-a dat odată în trenulețul ăla, care, hai să fim serioși, a făcut mare atac de panică, băieți. M-aș da în asta, jur că m-aș da. Dar nu cred că e nimeni aici. Hai, niște vată de zahăr, ceva, a? Da, și niște ciuros. Niște ciuros. Ia uite, orășelul copiilor care dorm acum. Ai zis să ne întoarcem spre restaurant? Hai la restaurantul ăla, nu vrei? Ia. O nebun! Fimea n-asta, ești nebun? E, ce e, bă? Asta e simplu. În ăsta a făcut Iulie atac de panică, ca să știți. Da, deci e frică și când coboară liftul mai repede, asta zicea. Mamă, nene, deci zici că am venit noi în parc în calitate de copii. Ia uite, ne-am oprit aici la churros. Churros! Luăm niște churros. Mamă, iar s-a trezit, fraților.
Când aude că vrei să faci ceva care îți place, gen să mănânci, să te oprești la un restaurant, să nu știu ce, poți să trezește mă instant parcă. Și așteaptă să vadă dacă e decizia să urmezi instinctul, pac, imediat. Ce mai încerc, mai vrei? O înghețată, da. O înghețată? Dar dacă începe să plângă, dacă simte că îți place prea mult să mănânci înghețată. Da, uite că vrea să adoarmă. Vrea să adoarmă? Mhm. Ia uite, bă, vrea să adoarmă, frate. Da, bă, într-adevăr. Are ochii cât cepele. Da, da. Hai la churros. La churros. De ce? Stai, mă, că ești aici la vlog, mă. E frică, mă, e rușine să comande. O porție de churros vrem și noi. Mare? Mare. Cât colacul de salvare? Topping de? De cacao. Înșoaptă-ți, înșoaptă-ți, să nu se audă. Rușine. Sosul ăsta. Nu înțeleg. Da. Până acum ai vorbit. Ia, uitați pe cardul meu, pe banii mei, uitați cum face. A dormit? Hai la restaurant repede. Deci Iulia este rușinoasă rău. Nu mă înțeleg cu ea, frate. Auzi? Vreau și eu un de-asta. Un slushy de-asta. Cu pepene. Pepene. Mami! Mami! Vreau și eu un de-asta cu pepene. Tot cu cardul? Da. Tot cu cardul. Look at this. Mamă, bate vântul, o să avem un sunet super. Și eu nu înțeleg cum poate să-ți fie rușine să comanzi ceva pe la cameră, dar să nu-ți fie rușine să faci toate tâmpenile pe care le faci în rest în toate vlogurile, gen. Să cânti prost, să faci, să te prostești în toate felurile. Nu pricep, explică-mi, te rog. Ce se pare că mă prostesc acum? Acum nu, de rușine. Mai fi așa rușinoasă, că poate, uite, ne cheamă și pe noi la Asia Express, la astea. Să știți că nu e rușinoasă, când uită de astea, de efectul ăla, de simțul penibilului, renunță repede la el, mai ales când se enervează, așa că puteți să ne chemați la Asia Express, că o să aveți content foarte bun cu Iulia. Nu, chiar are gust de pepene. Are gust de pepene, nu? Gust de pepene, că pepene doarme bebe. Deci eu mi-am luat ăsta ca să-l bea aia, în timp ce se așteaptă ciurosul. Mulțumesc! E super. Lasă-ți. Uitați-o în fericit. Uitați. Ce frumos. Din asta se face laptele? Lapte cu gust de churros. Lapte cu gust de churros. Lapte cu gust de churros. Deci nu vrei deloc, tu? E, nu vreau, dar ce? Cum? Mai scăpim. Nu, no, e foarte mult. Haide! Îmi place mai mult cu salsa. Da? Da. Este super bun. Bă, da. Știam ce mă deranjează, bă, frații mei. Am și uitat că mi-am... Da? E coșul de gunoi lângă noi. Și nu mă refer la tine. Îmi place foarte mult cu salsa. Se pare super bun. Auzi, iubire, dacă lăsăm copilul, îl găsim aici, nu? Hai să ne plimbăm și noi un pic, amândoi. Nu, lăsă pe fata mea. Fata ta? Este fata mea, fata mea, nu-i fata ta. Hai să ne dăm și noi în ăsta. Uite, seamănă cu mașina noastră. Suntem și noi fericiți, uite, avem și noi, băiem și noi, mâncăm un de-ăsta. Pentru o viață sănătoasă, promovăm o viață sănătoasă, da, corect. Aici, pe YouTube. Gata! Să-l luăm pe zăcăruciorus. Ha! Căruciorul ăsta de la Adiniș, mamă, distruge, este the best. Așa? Punem un pic aici. Argui copilul. Da. Ce am de luat? Și rucsăcelul. Ah, și telefonul tău, wow. Telefonul. Wow, wow, rucsăcelul. Aolo, și punga aia. Da. Păi, dar eu cum pot să iau și alea și să filmez în același timp? Păi nu, dar eu vreau să și filmez, asta e chestia. Lasă, e mai important să filmăm iubire decât să luăm formula pentru copil, sincer. Da. Ce glume proastă. Deci dacă ați putea să mă vedeți în acest moment. Ia uitați-vă, pe lângă toate astea așa și așa, trebuie să-mi și căruciorul. Mama, care m-ai făcut? Mamica mea, mama. Hai, da. Gata. Uitați-vă un pic, uitați-vă un pic, mă. Soț, artist. Da, uite ce fac, iubirea mea. Hai, că la asta la acum nu vrei poate. Așa e. Oh, mulțumim mult. Face. Așa. Așa, iubire. It's an elevator. Hai, intră, intră. Da? Da. Aolo, nici, deci, tricepsul ăsta mai, nu rezistă presiunii. Uită-mă, uită-mă să rucă să om. Uită, uită. Oh, și acum o să latre Moni, o să facă ca toate animalele. A, trece cu Moni. Păi ce să-i fac? Oh,
Nu zici că și eu pot. Sunt cu chiloții. Moni! Moni! Moni, oprește-te! Ce ai cu Liviu? Lasă-l în pace! Moni, câine de 12 ani! Nu se duce la Iunica! Am venit aici cu vlogul! Wow, ce bine te-am prins! Ce frumos ești! Wow! Moni! Băi, măi, Moni, mă, ce-i mă? Deci că sunt și rău cu tine! Parcă nu e sănătoasă! Uite ce tratament de scală! Mamă, de ce-i pute-l Moni gura? Moni, Moni, ai trecut la locul tău. Bă, dar cum să fiu, mă, că altfel nu să-l liniștești? Păi nu, dar rămâi și caz. Moni? 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 Treci la colț, Moni. Da, da. La colț. Haide. Treci, opera la Zico, ce ești. Moni, liniștește-te. Să liniștim, bă. Moni? Moni, haide că s-a liniștit. S-a liniștit, bă. Da. S-a liniștit, Moni. Am venit la restaurant, fraților. Restaurantul. Măi, vreau să aflu dacă sunt prezentabilă pentru tine. Ești super. Haide-te, bine. Delicatesa. Hai, poftă bună. Mulțumesc. Gata, fraților, le-am lăsat pe fete și mă duc la sală. Mă duc la sală. Mă bucur de acest timp. Petrecut cu mine însumi. Glumesc. Tot timpul când zic asta, să plec undeva singur, că mai am concerte, mai am tot felul de lucruri de făcut, care implică faptul de a fi singur și de a le lăsa pe acasă sau pe la bunici sau așa, și după aia ajung în mașină singur și sunt așa, gen, bă, da. V-am pupat până data viitoare, dați și voi un share, un subscribe, dați like la video ăsta, aprindeți clopoțelul, dați subscribe la canalul de YouTube, vedeți să-mi dați follow pe TikTok pentru că fac acolo live-uri destul de des, așa, pentru că îmi place platforma și îmi place faptul că pot să vă cânt și făceam asta odată, deci făceam treaba asta odată super des, făceam live-uri pe Facebook, pe Instagram, acum a apărut TikTok-ul care are un reach mult mai mare și asta mă motivează să fac live-uri acolo, deci dați-mi follow pe TikTok sau like pe TikTok sau cum se zice, încă nu știu 100%, v-am pupat și ne vedem data viitoare! Cu toate că n-am vrut, că margine de vis, pe vârf de paradis, cu tine și atât, fă-mi în semn și mă arunc, sunt sigur că o să zbor, mă simt așa ușor.